seara, sunt Natalia Chertenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorie care fac să vorbească o țară întreagă. Veronica Ciorici din Tarasova, raionul Rezina, povestește că la începutul acestui an, de Sfântul Vasile, concubinul ei a făcut o petrecere. În toiul sărbătorii, bărbatul a plecat de acasă, iar ea a rămas să chefuiască alături de musafirii rămași. Și el a venit bat, dar el nu era acasă. Femeia de 31 de ani afirmă că, într-un moment, un amic de-al concubinului său, Andrei, a venit cu o propunere neașteptată. Mi-a zis că să mă culce el pe mine. Și i-am zis că nu vreau. Veronica își amintește că refuzul ei l-a înfuriat pe musafir. Acesta ar fi dus-o forțat pe malul Nistrului, unde și-ar fi îndeplinit dorința. Păi nu mult. Cam cât pot să spun așa. O bucățeasă, poate. Căruci să-i mă așa. Genișor. Te-a luat repede, să nu ne prindă nimeni. Femeia spune că în tot acest timp striga după ajutor. Cel care a auzit-o și a salvat-o din mâinile agresorului a fost chiar iubitul ei, Gheorghe. Și spun că am început a striga și a auzit ghiță din după acasă. Și a alergat de vale și tamale își pe mine, calare. Și zice, și ești, frumos și faci. Pe de altă parte, Andrei se jură că niciodată nu s-a dat la femeia amicului său. Chirulie, știu. Și articolul tare, chirulie, știu. Și de fapt, da, eu trebuie să știu și înseamnă asta. Cât adevăr a spus la detectorul de minciuni? În această seară veți auzi ce versiune au Veronica și Andrei despre cele întâmplate. Femeia spune că și-ar ierta presupusul violator, dar cu o condiție. Care este aceasta? Aflați astăzi. Veronica Ciorici a venit în această seară la noi. Femeia spune că nu poate uita momentele prin care a trecut în seara când un amic de-al iubitului ei ar fi violat-o. Haideți să vedem ce povestește ea despre acea noapte. S-o întâmpinăm. Povestește-ne, te rog, cum a început acea seară? Eu eram în casă. Cu niște mahaleni. Câți erau? 3. Amu, el a venit la noi din mahalul, la o femeie. Că el era o leacifonit. Și a venit mai grea. Tu vorbești de Andrei? Da, de domnul Andrei. Și în vremea aceea, el mă cheamă pe mine afară. El deodată a venit și te-a chemat afară sau a mai stat cu voi la masă? Mai șasul cu noi. Am el a băut o stacan gen și eu eram alea cu închinat. Și el nu zice nimic. Zicea, haidem până afară. Să dă și să fac. Și hai așa să-ți spun. Dar soțul meu nu era acasă, era mahar la un vecin acolo. Și eu m-am dus cu dânsul după acasă. Și el nu zice nimic. Și hai cum e până în vale, după acasă, spun ceva. Dar eu zic, nu merg. Dar eu zic, hai să mergi. Eu zic, nu, hai să mergi. Și eu n-am vrut să mă. Și el ieșit așa mâinile pe schinare și mă trec cu deasă, mă împiez. Și când am ajuns acolo în vale, cu mâinile mă ținea mâinile, dar cu mâinile mă zbraca. Și eu am început să striga gheță, gheță, gheță. Și în vremea aceea eu am vrut să mă dezbat de mâinile lui. Și el a zis că n-ai să faci nică. Și eu mă dezbatem din mâinile lui, știi, că sunt ful. Și eu mi-a pus mâna așa la gură, stac tihu. Și am și-a putut striga ghiță, 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 și în vremea aceea eu l-am venit în casă. Și văd că m-a întrebat de băieții, unii Veronica. Dar ei au zis că au ieșit cu băieții și la afară, au chemat-o să-i spui nu știu ce. Și el văd că nu s-a luat fanar și s-a dat drumul de vale. Eu în vremea aceea strigam la dânsul, ghiță, 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 și el s-a dat drumul de vale și m-a prins cu dânsul. El s-a dezbrăcat din bușlat și ne-l-a pus de sub la schinare. Și eu nu vreau. Și el pe mine m-a zbracat și cu... s-a făcut de râd în mine. Cât a durat? Tot ca ceas, așa. De unde soțul tău se cunoștea cu... Gheorghe se cunoștea cu băiatul ăsta, cu domnul care te violat? El avea să are mahală, niște moși acolo în mahală. Cine? Violatorul are rude acolo în mahală, da? Da. Și el mai venea pe acolo prin sat? Da, dar eu prima dată atunci l-am văzut. Tu în timpul acela strigai? Da. Și strig. Cum, tu n-ai fost auzită de cei care au rămas în casă, de oaspeți? Da, cam straniu. Dacă cânta muzica și nu s-auză.
pare straniu faptul că nimeni nu a auzit, pentru că de regulă la sat e o liniște mortală, mai ales seara la ora 20 și atunci, bun, cineva din vecini sau oricine altcineva, cu siguranță, probabil ar fi trebuit să audă, măcar un strigă de ajutor. Totuși nu e un oraș în care avem aglomerație. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Veronica Ciorici din satul Tarasova, Rezina. Femeia de 31 de ani spune că la mijlocul ianuarie 2022 prietenul concubinului său ar fi violat-o. Ea povestește că au dat o petrecere în casa lor de Sfântul Vasile. La un moment dat, unul dintre musafiri, Andrei, a chemat-o afară pentru a discuta. Acolo tânărul i-ar fi propus să facă sex, iar când Veronica l-a refuzat, el ar fi dus-o la Nistru, unde, din spusele femeii, a violat-o. Veronica povestește că din mâinile lui Andrei a scăpat-o chiar concubinul ei, care a auzit-o strigând. De cealaltă parte, Andrei neagă tot ce povestește Veronica. Ba mai mult, el o acuză pe femeie. De ce anume, aflați mai târziu. Iar acum, în platoul nostru, va intra concubinul eroinei noastre. Să vedem ce ne va povesti el despre ce l-a întâmplat. Gheorghe, te așteptăm. Bună seara, Gheorghe. Vă rog să luați loc pe canapeaua liberă. Mai devreme, Veronica ne-a spus că ați salvat-o din brațele acelui bărbat. Da. Amicul dumneavoastră. Ce vă amintiți dumneavoastră din acea seară? Ce amintim? Era data de 14 pe șeful Sfântul Vasile. Și am lamentat Mahalei și servim. Și zic că e buc sau chinu, știu cum mă trebuie, că zic că e de nou din Mahala, zic și abia și eu cu stacan și cu mine. Dar eu facem mâncare la plită. Și când m-am întors înapoi, întreb pațașii de mine, că zic, unii Veronica, că îl cheamă un băiat afară. Ies afară la Valea, m-a dus, strig, Veronica, nu-i. Dar de Valea aud cracnește, nu știu, din grădina mine. Se auzea, chiar din curte. Se auzea cracnie. Într-o apoi în casă, eu fanar, muc de vale, pe amândoi am prins pe un pește altul. Era cu mâinile la spate, eu am vrut să-l trasnesc, dar m-am reținut, n-am putut să-l trasnesc. Zic că mă las la cu moarte de om, zic și nu întreb asta. Eu am un vârstă, 58 de ani, îi întreb, dar m-am ținut, băieță, mă zic, liștește. Și-a chemat poliția, eu sunt chemat. M-a luat la mine în casă, pe dânsul. Pune poliția și-a luat la poliție. Spuneți-mi, vă rog, atunci când i-ați văzut, deci ea striga? Da, era după strigăte i-ați era când i-ați zice, dă-i de-n pași, dă-i pași, că vine ghiță, al chemi ghiță. Așa. Dar ați înțeles cine era bărbatul cel? El e străin de alt sat, din Ruanul Șoldărești. Dar v-ați dat seama deodată cine este el? Eu m-am pșepat la cine e el, că l-am văzut cu zel în blar. Pentru că din ce am înțeles de la Veronica, el este chiar un amic de-al dumneavoastră. El e străin, are neamul la mine în sat. Așa. Dar cu ce ocazie a venit el la voi? Eu sunt un ampaniat. Cum nu l-a poftit nimeni. Și am dat în casă, întrebați cum e, zic, e ca unii. M-am dus și am găsit. Eu i-am sculat pe dânsul, pe dânsul. Dar ce căuta el, de fapt, la voi? Era bat. Eu l-am întrebat și casă. Și el ce? Se dădea în fiecare curte dacă era beat? Nu știu, el nu se grăinic. El s-a văzut până atunci cu Veronica vreodată? Nu, el nu știe. Pe el nu știe? Nu. Spuneți-mi, vă rog, atunci când i-ați găsit, în ce stare era Veronica? După patru stacani de vin, cred că erau la închinat și el. Dar vă întrebam, de fapt, atunci când i-ați găsit acolo, el peste ea, când l-ați dat la o parte, ea... Cum, eu aș mă cuprins, Mișo, zic, e nici nevat. Zic, eu știu că nici nevat, hădeam acasă. Asta primul lucru care v-a spus. Da. Și am zis acasă și... Dar Andrei, el a zis ceva în acele momente? El a zis că tot normal. Cum a zis normal? Asta a zis? Da. Eu zic, pentru normal, dar pentru nu normal. Zic, hai, adică cu mine. Și-am luat așa și el ține pantalon și așa am dat la unul mine acasă. Și mai departe, a mai zis ceva? A încercat nu, el să se justifice? Nu, chema poliție, l-a întrebat, eu nu vreau să răspundă nimic. Nu grea. Zice așa cap în pământ și gata. Era, poate era atât de beat că nu putea vorbi? Era beat. Că avea 1,56, 1,57 când m-a sunat în trupă. A, dumneavoastră știți și că ce alcool da, grade mine, era alcoolemia. Dar pe mine, și lui, și ei, și nie. Și poliția a venit repede, apropo? Știi, jumătate ceas. Și totuși actul sexual a fost sau doar a fost o tentativ? Sau doar te-ai dezbrăcat? Eu și... când l-am întrebat, eu zic că mă oleac. Eu l-am întrebat. Zic că ce-ai făcut aici? Zic ce uleac așa uleac? Cum e uleac aici și prost ai? Dar spuneți-mi, vă rog, Gheorghe, acum, cu mâna pe inimă, ați avut vreodată vreo bănuială că Veronica vă înșeală? Nu mă înșeală. Ei, pentru mine, mă viață. Ei copil orfan, vă spun așa cinstit. Ei n-are masă, n-are casă. N-are frate, n-are surori. Și el paștie vașile pe la mine pe toloacă, cu lumea pe sat. Așa. Și-a luat-o la mine. Trăia cu lucru cendeal, trăia într-o casă, pe parasetă.
Și o picare și o bătea pe ferețe. Și se forma ușa, stecle. Și eu, altul la mine, am să trăiești la mine. 3 ani zile cum îmi trăiești. Dar ați luat-o ca și ce? Ca soție, așa, la mine. Haideți să vedem acum cine ați povestit voi doi despre relația voastră. Atenție la ecran. De mai bine de 3 ani, Veronica și Gheorghe sunt un cuplu. Bărbatul este cu 25 de ani mai mare decât aleasa lui. Cu dânsul n-am nici sad în casă. Da, normal, mă fac. Mi-aduce bani, lucrează, nu se fădește cu mine. Povestea lor de cuplu a început după ce Gheorghe a ieșit din închisoare. Bărbatul a stat după grate 12 ani pentru furt. Și au zis că când ați venit, ați venit la mine. Și eu tânăr eram la o femeie mahală aici. Și când am venit, m-a chemat la dânsul. Și au zis că eu vreau să trăiesc cu tine. Veronica recunoaște că atunci când l-a cunoscut pe Gheorghe, nu se simțea chiar în apele ei. Mă temem de la dânsul. Mă temem că maloși se întâmplă. Nu știu, și gândurile ei. E frumos, e frumos, e zdravă. Nu mi-e pare rău, nici chiar mă bucură. Veronica a mai avut o relație cu un bărbat, dar spune că acela consuma mult alcool, iar asta l-ar fi băgat în mormânt. Am avut unul. A ieșit la mă bătie. Așa l-a murit. Nu îmi pare rău că mă bate. Gheorghe, în schimb, nu o bate, spune Veronica. Nici să strige la ea nu are motive, se laudă femeia. Păi n-are la și mă pun la lucru cu el din contra îmi zici că șăt, dorm. Gheorghe, la rândul lui, povestește că este împlinit alături de tânăra lui iubită. Femeia este plină de putere și o adevărată gospodină, spune el. Fapt pe care îl apreciază cel mai mult. Lucrează, tai lemn, mai ceva ca un bărbat. Chiar dacă eu sunt bate, tai sângul lemn. Și foc în față, mâncare în față, apă caldă, ieși între mine. Gheorghe, să revenim la cele întâmplate în seara de ajun de Sfântul Vasile. Ați zis că ați chemat poliția. Ce-au făcut oamenii legii? Ne-au luat poliție... Pe toți? Pe mine, pe dânsul într-o mașină. Așa. Dar pe dânsul o altă mașină. Au fost 2 mașini, echipajul. Așa. Și au fost sledutele, par feminine, și au fost în vară și au filmat locul ăla. Eu găsit țigări de lui acolo. Și-a luat un pruncul și el a pus mea. Și pe-a spus să-i duci să schimbă din trusie și printr-o culeu să iei la expertiză. Și s-a schimbat cu mine și-a pus în culeu. Deci s-a făcut o expertiză, da? Și dus la Razina și-a luat expertiză din vână, a trecut ginecologul. Și eu întreb să-i duc, zic, dar unde e el? Ce faci cu dânsul? A închis-o, nu închis-o? Și că noi le reținem. Că nu alta seară îl văd iar bat în sat. Deci eu dă drum. V-am ajuns că l-a închis, dar el văd că e iar în căiță. Da, spuneți-mi, vă rog, Veronica, și tu, și Gheorghe, este adevărat că voi vă temeți că el va scăpa? El are un matuș, lucrează în pahoane mai mari, leacă. Ce are rude la, în poliție? A, are sorsa, cu virșoarul și asta. Și asta vă face să credeți că poate să scape? Nu mă teme, este lege pentru tăți. Ești Cșneu, ești Apeleață, ești Curtea Supremă, ești Mânătă. Veronica, dar tu ce crezi? E o lege tare, nu știu. Dacă expertiza, spuneți că s-a preluat toate probele și dacă va fi demonstrat faptul că a avut loc un viol, atunci, bineînțeles, persoana dată o să poartă răspundere și o să stea ani buni de pușcărie. Asta e cu dar siguranță. Dar faptul că el a fost eliberat. Dar... Deci nu este în arest, este liber. Măsura preventivă se aplică atunci când este riscul iminent că persoana se eschiveze de la urmărire penală, adică să nu se prezinte. Probabil el a fost, a dat declarație și așa au considerat anchetatorul, procurorul, că nu există careva riscuri, că el ar putea să plece, să se eschiveze, să se mai prezinte. Și este cercetat în stare de libertate. Se întâmplă și dar așa. Dar să ia în considerare faptul că ei locuiesc în aceeași localitate, calitate, că ăsta, așa cum a zis Gheorghe, păi, nu umblă de-a prin sat și acuș iar una, două și dă în poartă. El umblă prin sat, dar important că atâta timp cât îl cheamă la organul de urmărire penală și el se prezintă, atâta timp se consideră că nu există risc că el s-ar eschiva cumva, ar pleca. Noi nu știm la etapa dată pașaportul, actele lui sunt la poliție sau nu este, noi nu cunoaștem. Este vreo restricție, voi știți, poate și este vreo ordonanță. El nu poate părăsi țara sau locuința, noi până acum nu mi-e clar. Gheorghe, dar ceea ce vreau să vă întreb și Veronica, după acea noapte, v-ați mai văzut cu el? Nu. Nu a fost la voi? Poate, nu știu, să-și ceară scuze? A fost adânsă sar niște rude de lui la mine și poate în fereastră.
Și n-au vrut să răspund, era ora 11 noapte. Și n-au vrut să răspund. Dar eu am o întrebare la dumneavoastră. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, cum ați vedea pedeapsa lui? Vreți neapărat că el să fie pedepsit cu închisoare? Sau ați fi vrut să fie și încasat careva prejudicii morale? Eu i-am spus, legea are să-și lască, legea pentru toți. Cum are și legea și așa sigur. Păi, dar întrebarea legea, dar la ce sperați, Gheorghe? La ce sperați? Ziceți că legea e lege, da? Deci, dumneavoastră v-ați lăudat mai devreme, nu, că știți foarte bine legea. Eu am întrebat-o pe dumneavoastră, zic, și faci, că de mine e tot, nu s-o pot ajunge, tine. Te au zis că e nijele să-ți adună. Adică, tu ai fi gata să-l ierți? Dar cam ce prejudici moral tu ți-ai... Da, asta vreau să întreb. Ce ar trebui să facă el ca tu să-l ierți? Ai o condiție, Veronica? Deci zici că ești gata să-l ierți? Sau totuși vrei să-l trimiți la pușcărie pentru ce a făcut? Lasă Șadul la bune. Unde? Șadul la libertate. Hai să vedem cine-i povestit despre asta mai devreme. Atenție! El l-a meritat, dar vreau să-l iert. E tânăr și jene. Lasă vii ce are iertare la mine. Eu ar trebui să vii să ne aducă bani. Eu vreau să vii să-l iert. Orice are el scuzat la mine. Și să-mi plătească orice erbu și el care a făcut el. Ce sumă? O 3.000. De ce? De bani. Să-mi plătească 3.000 de dolari. Și-l iertați? Și-l iertăm. Dar dacă mai puțin? E mai puțin cât? Dacă el îți vădăi mai puțin, ce să faceți? E cât ne-a dat așa. Gheorghe, dar v-ați discutat asta, iertarea? Violatorului. Eu... Pentru că am văzut că ați intrat și știați deja despre asta. Chiar vreau să vă întreb. Eu spus iertat, nu chema poliție. Îl batem singur, eu și îl calificăm. Asta atunci, la momentul celălalt, da. Dar au trecut, iată, mai mult timp și... Nu am trecut cu nimeni. Dar ați întrebat-o pe ea? Da, am întrebat-o. După aceea, ce vrei să faci? Păi, dar văd că știați că ea vrea să-l iert. Eu am întrebat-o și eu zic că nici el nu-i zis. Ce jel, ce jel, reșești singur. Dar de bani ați discutat? Nu. Acum, prima oară, ați auzit că da. Vrea niște bani? Da. Și dumneavoastră ce spuneți? Eu am spus odată. Și ați să-și lege. Și gata. Astăzi vorbim despre Veronica Ciorici din satul Tarasova, Rezina. Femeia de 31 de ani se plânge că Andrei, un bărbat care era oaspete în casa concubinului său, a violat-o. Acesta a scos-o afară sub un pretext și acolo i-a propus să facă sex cu el. Veronica povestește că l-a refuzat, iar atunci el ar fi dus-o cu forța la Nistru, unde și-ar fi realizat dorințele. Femeia spune că a strigat după ajutor, iar Gheorghe, concubinul său, a salvat-o. Iar acum a venit timpul să auzim versiunea bărbatului acuzat de viol. Andrei a venit la noi în platou. Să-l întâmpinăm! Andrei, bună seara! Bună seara! Te rog să iei loc pe canapeaua liberă. Te rog să ne spui câți ani ai. 32. 32. Sunteți aproape de o vârstă cu da. Veronica. Voi cu Gheorghe vă cunoașteți? Nu. Zi-mi, te rog, eu nici acum nu înțeleg. Cu ce ocazie ai venit tu la ei în ajunul lui Sfântul Vasile? Să beam câte un pahar de gin. Păi dar zici că nu vă cunoașteți. Cum, vii așa într-o casă străină să bei un pahar de vin? Am intrat și... Dar zi-mi, te rog, cu Veronica te cunoști? Nu. Ai văzut-o? Am văzut-o vreo două ori. Unde? Tot, păște, jitile acolo, în sat. Uite, Veronica te acuză de viol. Da. Tu, din câte am înțeles, negi. Nu. Povestește-ne, te rog, atunci versiunea ta de ce s-a întâmplat atunci, în acea seară. Uite, tu ai venit să bei un pahar de vin, da? Da. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci ce s-a întâmplat? Eu am băut două pahare de gin și m-am punit acasă. Eu singur m-au ajuns de urmă, m-am întors înapoi și mi-au zis, hai să facem dragoste. Eu am te-l adus. Așa a zis? Da. De ce amăjești? Da, eu n-am ajuns, că așa e zis. Da, cum? Da, cum? Ce s-a întâmplat mai departe? Și ne-am întors înapoi. Așa. Iar am băut două pahare de gin și iar... Păi de atunci când ți-a propus ea, hai să facem dragoste, tu ce ai răspuns? Eu am zis că nu. Tu ai zis că nu? Da. Dar totuși te-ai întors înapoi? Da. Așa? Dar să spună că și nu era mușlat să... Și am băut două pahare de gin încă și te-am după acasă, tot așa.
Cum după casă? Din casă ați ajuns după casă. Asta da. Cum s-a întâmplat? Te-a chemat ea? Tu ai chemat-o? Ce? Eu am ieșit la fumat. După tu ai acasă. Ieșit la fumat? Da. E de urma mea. Și iară, hai să facem dragoste. Și n-am făcut nimic. Deci, actul sexual a avut loc sau nu? Nu. N-am avut nimic cu asta. Nimic? Nu. Ea povestește niște detalii. Că i-ai sucit mâinile, că m-ai trântit-o pe jos, drept, că i-ai pus scurta nu, sub mama, ea. Că Gheorghe spune că v-a găsit tu peste ea. Tu ai spus niște fraze. Dar nu e drept aia asta. Cum nu-i drept în lângă, să pe tine să ești, am cucat pe cap, să te întreba și să amază, boule. Tu ai spus că nu e normal. Să trezesc două la bota muia? Eu n-am făcut nicăi. Știi tu spre moi. Te căleșesc din data muia. Ești totul, nu te iartă. Eu îți spun, nu mă nerva. Spune de vreo una. Domnul Gheorghe. Și tu, bă, tu te spun un chef, tu că ai pus mâna primul când în poliția. Spune! Nu este adevărat? Nu. Dar câți oameni erau în casă încă pe lângă? Doi băieți. Ei au văzut când voi ați ieșit, ați venit înapoi? Cred, da, au văzut. Da? Da. Uite, hai să vedem ce ne-a povestit unul dintre acei doi musafiri care erau cu voi în casă. Echipa noastră a vorbit cu unul dintre ei. Atenție! Am șes la masă, am servit un pahar de vin. Eu a ieșit afară. Cine? Singur, cum o cheamă? Veronica și cu Plăcău și el. Dar eu am crezut că s-aș dus după un sticlă de vin, s-o cumpere, că ei singuri nu îl iau. Andrei, pe dânsa, o chemat-o afară. Через 15-20, где-то около более этого. Я к нему принесу мне, колорин. Нам вес, к нему шестым кассы, я вам был к нему пахар дивина, обаскулта то музыку. Кам ажешти? Че мотиви, Крис, каравя ел са минта? Andrei, dar e adevărat că erai deja în stare de ebrietate când ajunsesei la în casa lui Gheorghe da, și Veronica? Da, eram servit. Se întâmplă, uite, când omul este foarte beat, atunci poți să nu ții minte unele momente. Eu sau... ți-o minte. Tu ții minte, da. Foarte clar, tot ce da. Se întâmplă. Zi-mi, te rog, uite, aveți două versiuni absolut diferite. Femeia asta te acuză de viol. Soțul ei zice că te-a prins chiar peste ea în acel moment. Tu negi totul. Zi-mi, te rog, acești doi oameni, ce motive ar avea atunci să inventeze toată această poveste cu violul? Nu știu. Eu n-am făcut nicăieri, nu știu. Ce vor ei de la tine, cum crezi? Nu știu ce vor. Le-ai spus colegilor mei că ei, de fapt, te șantajează și că vor bani de la tine. Da. Ei nu trebuie banul lumii. Ți-e frică de Gheorghe, poate? Ei, mi-e frică. Ei vor bani de la mine și... Nu știu. Din tine bani... Ți-au cerut-o direct, deschis? Eu zis, ne dai 3.000 de lei și eu îl iert. Tu ai fi gata să-i dai bani și să-ți ceri iertare ca să scapi de pedeapsă? Dacă eu nu-i genovat. Domnul Andrei, dumneata, când te-ai întors a doua oară, domnul Gheorghe, soțul, spune că a fost o leacă. Băi, frate, penisul n-are umeri, nu, o leacă nu poate fi, tată. A fost viol, a fost ceva acolo, la mijloc, în dumneavoastră, ori nu a fost. De pe aceea spune și reaga, m-a scos, e 32 la bot, era mâine. Nu, nu. Dacă eu l-am pe cap și l-am scos și să amază, îmi spune... Și ce o să rezolvați așa asta? Așa s-a dat de-a dură, zic că normal. Și ce o să rezolvați asta, domnule Gheorghe? Tu mai asta, și mă nervez. Asta o să anuleze violul, dacă, ar fi, dacă a, acesta eu, a avut loc? Poliția s-a răzâna, eu, doamnă, cred că este eu cred că nu este o cale nici de cum să-l bateți, să da, nu, să nu, Dumnezeu cu dânsul. I-am spus, este haideți să-l întrebăm acum, Andrei. Eu vreau să te întreb pe tine. Ce ai de gând să faci mai departe ca să te aperi? Misiunea este lunică, n-ai din ea. Pentru că acuzațiile sunt. Și tu ai statut de acuzat. Nu știu. Dar cum credeți rezultatele ce vor arăta? Poți să arăte drept, poți să arăte. Andrei, tu ești căsătorit? Nu. Dar uite, stau și mă uit la tine așa și nu chiar nu te înțeleg. În situația când tu spui ferm, că nu a avut loc absolut nimic, corect? Așa am înțeles. Da. Tu spui că ești nevinovat. Da. În același timp, când te întreb, cum crezi, ce vor arăta analizele, tu ce spui? Nu știu, poate arăta bine, drept, poate n-arăta drept. A tot și a fost sau nu a fost nimic? Nu a fost nimic. Da, am prins pe amândoi.
Eu m-am îmbrăcat tu mă zic, tu cum crezi? El a mințit? Îți propun și ție să treci testul la detectorul de minciuni. Ai accepta? Da, nu, da, nu, nu știu, ok. În noaptea de 14 ianuarie, ai violat-o pe Veronica? Eu eram în casă, în Mahaleni. Câți erau? 3. Amu, el a venit la noi din Mahalu. El era o leacțifănit. Și a venit mai grea. Tu vorbești de Andrei? Da. Amu, el a băut două stacan gen și eu eram o leac închinat. Și el nu zice nimic. Zicea, hai din până afară. Să-ți dă ce să fac. Și hai așa să-ți spun. Dar eu zic, nu merg. Și el ieșit așa mâinile pe schinare, o trec cu deasă, un biez. Și când am ajuns acolo în vale, cu mâine mă ținea mâinile, dar cu mâine m-a zbraca. Și eu am început să strigă, gheță, gheță, gheță. Și eu mă zbătem din mâinile lui, știi, să fug. Și eu mi-a pus mâna așa la gură, să stac tihu. El s-a zbraca din bușlat și ne-l-a pus de sub la schinare. Și eu nu răiem. Și el pe mine m-a zbracat și s-a făcut de râd de mine. Pe amândoi am prins pe un pșteal. Am să-l trasnesc, dar am arățit, nu am putut să-l trasnesc. El a zis ceva în acele momente? El a zis tot normal. Cum ai zis normal, tot normal? Și faci, că de mine, de fapt, nu s-a putut joc. Tine, te auzi că nici jele să-și adună. Adică, tu ai fi gata să-l ierți? Eu am băut două pardigen și m-am punit acasă. Ies în gură, m-au ajuns de urmă, m-am întors înapoi și mi-au zis, hai să facem dragoste. Eu am întâlnit la dânsul. Actul sexual a avut loc sau nu? Nu. N-am avut nimic cu dânsul. Nimic? Nu. Eu n-am făcut nicăi. Bă, știu spre moi. Te căleșesc de data cu ea. Ești totul nu te iartă. Eu îți spun, nu mă nerva. Spune de vără una. E vorba de la mine și... V-a zis, mi dai 3.000 de lei și eu îl iert. Tu ai fi gata să-i dai bani și să-ți ceri iertare ca să scapi de pedeapsă? Dacă eu nu-i genovat. Totuși, Veronica spune că ar fi gata să-l ierte pe Andrei pentru faptele lui dacă acesta își va cere scuze, dar și îi va plăti o sumă de bani. De cealaltă parte, Andrei neagă toate acuzațiile. Ba mai mult, el afirmă că povestea cu viul a fost pusă la cale de concubinul femeii pentru a scoate din ei niște bani. Noi i-am propus lui Andrei testarea la detectorul de minciuni. Inițial el a refuzat, însă după câteva zile și-a schimbat poziția. Cât adevăr a spus Andrei la poligraf, aflăm în câteva clipe. Dar mai întâi să vedem cum s-a petrecut testul. Atenție! Ați făcut vreodată sex cu Veronica? Ai impus-o pe Veronica Ciorici să facă sex cu tine? Veronica Ciorici ți-a propus să faceți sex? Înainte ca Veronica să te acuze de viol, ai întreținut relații sexuale cu ea? În seara de 13 ianuarie 2022, Ciorici Veronica s-a dezbrăcat singură în fața dumneavoastră. Cum te-ai simțit la test, Andrei? Normal. Au fost unele întrebări la care ai refuzat să răspunzi? Da, nu. Nu te-a deranjat nicio întrebare? Ai răspuns deschis și sincer? Da. Ești gata să auzi rezultatele testului? Gata. Veronica, tu cum crezi? El a mințit? Dar dacă testul va arăta că el spune adevărul și că violul nu a avut loc? Cum nu a avut loc? Uite, chiar exact în acest moment, îți propun și ție să treci testul la detectorul de minciuni. Ai accepta? Da. Mulțumesc. Iar acum să citesc rezultatele testului pe care l-a trecut Andrei. Andrei, ți-au fost adresate multe, multe, multe întrebări. Pe noi ne-au interesat 5 dintre ele și le voi pronunța pe rând. Prima întrebare de pe lista mea sună în felul următor. Înainte ca Veronica să te acuze de viol, ai întreținut relații sexuale cu ea? Ai răspuns nu și în cadrul testului. Și aici ai spus un adevăr.
În noaptea de 14 ianuarie 2022, Veronica s-a dezbrăcat singură în fața ta? Da. Da. Da, ori nu? Ori da. Tu? Ori tu? Așa a răspuns el în cadrul testului. Și așa cum arată rezultatele acestui test, el a spus un adevăr. Deci ea s-a dezbrăcat în fața ta? Da. Veronica, eu m-am dezbrăcat, tu m-ai dezbrăcat. Testul arată că el spune adevărul. Nu eu, eu nu. Să trecem la următoarea întrebare. În noaptea de 14 ianuarie, Veronica, ți-a propus să faceți sex? Da. Ori tu m-ai luat după casă, îți neșit mâinile. Veronica, acum vorbim de propunere. Mai citesc o dată întrebarea. Veronica, ți-a propus să faceți sex? El a răspuns da. Și așa cum arată testul la detectorul de minciuni, el a spus un adevăr. Următoarea întrebare. În noaptea de 14 ianuarie, ai refuzat propunerea Veronicăi de a face sex? Da. Dar tu i-ai propus, Veronica, să facă sex cu tine? Nu. Dar Andrei a răspuns că el a refuzat propunerea ta de a face sex. A răspuns da, am refuzat. Și acesta este un adevăr. Și ultima întrebare. Cea mai importantă din cadrul acestui test. A sunat în felul următor. În noaptea de 14 ianuarie, ai violat-o pe Veronica? Nu. Tu ai răspuns nu. Și acesta este, așa cum arată rezultatele testului, este un adevăr. Și aici întrebarea este, Veronica, către tine. Cine minte și cine spune adevărul? Cum a fost de fapt? Nu știu. Deja nu știi? Veronica, vrei să spun eu cum a fost? Numai spui cinstit. De ce? Fiindcă tu riști, tu riști de acum să ai un dosar penal. Dacă Andrei se duce acum la poliție, ulterior, de fapt, va fi cercetat plângerea ta și se va demonstra că nu este el vinovat, atunci el este îndreptățit să depună plângere la poliție împotriva ta pentru declarații false. Și atunci tu riști 2 ani de pușcărie. Acum ai uite întrebarea mea ca tu să fii sinceră și spui așa cum este. Tu cumva ai fost forțată sau ideea asta de a inventa istorioara cu violul îi aparține concubinului tău. Deci, pentru a scoate niște bani. Pentru... Să o pun la cale. Dumneavoastră, eu acum pe Veronica o întreb. Veronica, nu m-a pus nimeni la cale. Fiindcă, uite, dacă se întâmplă ceva, eu îți spun, răspunzi tu. Tu porți răspundere în toată cauza asta. Aici, domnul Gheorghe, nu o să fie atras. Doar nu m-a pus nimeni la cale, că eu nu scop chirmitel. Și tu așa și susții poziția ta că ai fost violată? Da. Și testul la poligraf a dat un rezultat eronat. Veronica, tu ai acceptat în cadrul acestei emisiuni să treci și tu testul la detectorul de minciuni. O să-l realizăm și rezultatele le vom anunța într-un subiect post-scriptum la această emisiune. Dar acum vreau să te întreb, tu insiști asupra ideii unui viol sau totul a fost un pic altfel? Ce să-ți spun dacă el singur era bat și legat de capul meu? Așa. Și eu n-am vrut. Și el s-a dezbrăcat din curtea și el lui și-a pus-o copac. Gheorghe, dar dumneavoastră ce credeți despre rezultatele testului? Eu nu i-am prins nicio oare și n-am pus să fac copac. Eu l-am prins dezbrăcat amândoi cu el. Mai mult nu știu. Ce-a făcut, între dânsul și poniatele. Dar ziceți că i-a strigat după ajutor. Așa da, a fost? Da, a fost așa. Eu nu știu, nici nu am de vale. Era oara 8 seara. Și eu știu... Ce striga ea?
E sliga la mine, e sliga. Ghiță, ghiță. Și eu m-am dus de bale. Nu să-mi cași la fanar, nu de bale și i-am prins pe amândoi. Dumneavoastră, pentru o milisecundă, acceptați ideea că totul s-a întâmplat benevol între ei? Eu nu știu, nu i-am spus picioare și i-am prins pe amândoi. O istorie uluitoare care pe mine m-a lăsat mască, cu tot cu declarații, tot absolut, dar mai ales m-a lăsat mască indiferența ta, să răspunzi cu astfel de indiferență atunci când ești acuzat de un lucru grav. Da, nu, nu știu, ok. Pe tine, îți dai seama că poate să vină cineva să te acuze de un alt lucru grav, cu toate că tu ai fost prezent, de exemplu, acolo, și cineva îți spune, băi, mi-ai dat foc la casă. Și tu îți spui că, da, posibil, eu nu știu, dar nu, eu n-am dat foc la casă. Să zic că tu nu poți fi atât de indiferent atunci când tu ești acuzat și tu știi că nu ești vinovat. Fii mai bărbat, ia-te mâini, cum spun bărbații, și respectiv cumva încearcă să ieși din situație, pentru că tu încerci și vezi că rezultatele de fapt sunt de partea ta. Luptă până la urmă. Dumneavoastră, fiind un apărător al familiei, iarăși tratați cumva cu indiferență, nu știu, când ne-ați ținut de picioare. Păi, sau sunteți împreună, sau formați un cuplu, sau, domnule... Dar noi suntem împreună. Eu am înțeles, dar totuși bărbatul în familie ar trebui cumva să-și dea interesul până la urmă. Măi, femeie, a mințit sau n-a mințit? Dar pe eu am întrebat-o. Ia că atunci când l-am prins pe mândoi, s-a bătut, s-a fost vânat, a pușit nici ca eu ce am crani, rani? Și l-am bătut. Și era docazat că era vânat. Rani? Dar eu m-am reținut. Veronica, dumneata, acum ești pe banca de acuzație. Să știi de asta. Dacă se dovedește că dumneata ai mințit, dumneata merge în locul lui, la dubală, la pușcărie. Asta e una la mână. A doua, dacă el cred că o să răspundă, dar tu trebuie să spui adevărul. Tu ești copil orfan, trăiești cu domnul Gheorghe, spune adevărul. Nici el iaca nu este încrezut că a fost și a fost între voi. Poate dumneata ai fost băută, supra solicitat, cum se spune, cu băutura. E seama ce faci. Este un păcat foarte mare și el nu e însurat încă și are o viață înainte. E seama ce faci. Banul îți treacă, banul e hârtie adesenată de om. Dar dumneata ai să ai răspundere în fața lui Dumnezeu și în fața satului, a oamenilor și țării noastre. Nu mai trebuie banul și la cui trebuie banul ceva. Eu i-am spus, mă, și el nică și nu se trebuia să scrie, că este lege, și-a reșat și-a și. Prostul, eu l-am așteptat, vii la mine și ei iertare la mine și eu iertam, dam porucam și aveți și tot normal. Dar el văd că trimite versiuri de rol la mine pe la ferești și îmi bate vitalic, văd și la tău. Dar eu n-am întrebat pe dânsul. Dar pe unde era bine să am vrăit cu dânsul? Bate la ora 8 noapte. Dă-ți vitalic, Andrei, de-ți mă să atingi, vrei putere în altă. În țara noastră există un mare viciu care se numește alcoolul și alcoolul de obicei inhibă emoțiile oamenilor, în schimb nu inhibă instinctele sexuale. Și adevărul undeva la mijloc, cred eu, pentru că ambii protagoniști violului sunt inhibați emoțional, așa îi văd eu acum. Am remarcat foarte multe emoții la protagonista noastră, Veronica, care în timp ce vorbea între ei avea foarte mari emoții și chiar era foarte anxioasă. Ar putea fi despre neîncrederea în ceea ce s-a întâmplat, ar putea fi despre descoperirea acelor lucruri care i s-au întâmplat cu adevărat. Dar realitatea este că situațiile de genul ăsta se întâmplă doar atunci când omul nu se controlează. Și aici avem protagoniști care nu se controlează la ceea ce înseamnă băut. Cred că ultimul cuvânt are expertiza biologică. Atât. Aceea o să arete 100% ce a fost. Da, ce a fost? Atât. Sângele eu luat, ginecologul, tot. Atunci o să fie clar la toți. Acum și mai clar și mai la urmă. Andrușca, tu ai 32 de ani. Tu umbli pe la casele oamenilor ca femeile să se dezbrace în fața ta și tu spui că eu nu vreau. Tu ai 32 de ani, du-te la o fată, băi, tânăr, băi, și cu tine, măi. Sfântul Vasile, câte fete sunt frumoase astăzi. Și îmbli tu și cauți pe Gheorghe să-ți dai un cap, ai să dă buhai o mare dintr-o pălitură, băi. Nu
de multe ori se întâmplă cazuri când persoanele se înțeleg, cum ar fi cuplu dat, dacă să facem o abstracție, nu vorbim despre voi. Și având scopul de a istorca niște bani din altcineva, uite, se înscenează așa zisă săvârșire infracțiunii. Ceea ce pe mine cam sunt de ideea aceasta și în cazul dat. De ce? La întrebarea, când am întrebat-o pe Veronica ce vrea ea să fie pedepsită persoană cu închisoare sau nu, sau are nevoie să-i fie cumva să fie compensată suferința prin compensarea prejudiciului moral. Ea totuși a solicitat bani. Din punct de vedere legal, e posibil? Sigur că este posibil. Dacă se demonstrează că Andrei este vinovat în săvârșirea acestei infracțiuni, bineînțeles că ea este îndreptățită să solicite și încasarea prejudiciului moral, cât și material, dacă se va constata, dar pentru aceasta se înaintează o acțiune civilă prin care ea trebuie să fie foarte bine motivată. De ce am întrebat de ce anume suma de 3.000 de dolari care ea și-o dorește și nu de 2.500 sau altă sumă? Fiindcă tu trebuie să demonstrezi anume echivalentul acesta care tu l-ai făcut în bani, că el tu-ai fost prejudiciată moral anume de această sumă sau și compensație materială. Am înțeles. Și dacă într-un moment dat Andrei ar accepta să-și ceară scuze și să-i plătească această recompensă morală, el poate scăpa de pedepsă? Nu, această infracțiune nu poate să scape de pedeapsă. Oricum, el deci oricum va face pușcărie, dacă va fi pușcărie și cu încasarea prejudiciului care va fi solicitat. Este clar, Veronica, pentru tine? Deci chiar dacă tu vrei să-l ierți, dar va fi demonstrat violul, el va ajunge la pușcărie. Deja organul de urmărire penală... Dar asta nu înseamnă că tu nu poți să-i ceri prejudicii. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc. Să-i aveți pe cei dragi. Imediat după imprimarea emisiunii, expertul poligraf era gata să o testeze pe Veronica. Însă, în ultima clipă, femeia a refuzat să treacă testul la detectorul de minciuni. Concubinul ei a încercat să o convingă ca femeia să accepte testarea. Uite, faci ce se s-a mișcut. Parcă boxe, vină cu așa. N-a fost niciodată așa ceva. Lasă-mi te-ai, te-ai plăcat zângă. Hai să spui că nu... Chiar și după ce Gheorghe a încercat să o convingă, femeia nu a dorit să ajungă la poligraf.